Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, deputatul Bogdan Toader, este de părere că subiectul privind înființarea de imobilitate pentru așa zisă zonă metropolitană a Ploieștiului este unul sensibil, dar care trebuie luat în serios de autoritățile locale. Trebuie să recunosc că este un subiect destul de sensibil, sau cel puțin a devenit sensibil în ultima perioadă, dar trebuie să plecăm de la principiul de bază că acest ADI este benefic pentru municipiul Ploiești și pentru zona periurbană sau viitoarea zonă metropolitană. Ba mai mult, Bogdan Toader susține că au existat discuții și în anul 2017, însă proiectul nu a fost pus în practică. Totodată, fostul lider al Consiliului Județean Prahova a precizat că solicitările primarului Andrei Volosevici sunt îndreptățite, mai ales când vine vorba de numărul de voturi în ADI. Aceste discuții tensionate au apărut din cauza celorlalte două ADI-uri care există, ADI Deșeuri și ADI Termie. Aici există un principiu de bază. În primul rând, la ceea ce înseamnă transport intrajudețean și în ceea ce privește acest ADI, trebuie să plecăm de la o premisă că toată lumea trebuie să beneficieze de transport corect, un transport bine efectuat, un transport care să aducă cetățeanul din comunele periurbane în interiorul Ploieștiului. Afirmațiile primarului au și ele un soi de adevăr, pentru că de-a lungul timpului un singur vot pe care primăria municipiului are în diferite ADI-uri nu este de ajuns. Poate aici ar trebui la acest ADI să există o cotă de participare, astfel încât în funcție de aportul pe care îl va avea la capitalul social, la această nouă societate, la acest nou ADI care se va înființa, să fie și numărul de voturi pe care poate să îl aibă unul dintre participanți. Aici. Totodată, Bogdan Toader susține că TCE Ploiești ar trebui să deservească acestui ADI mobilitate ca și transportator principal. Însă parlamentarul prahovean a ținut să puncteze că acest lucru ar fi posibil doar dacă se vor lua mai multe măsuri de reorganizare a societății de transport în comun. Dacă ne aplecăm asupra instituției în sine, asupra acestei societăți de transport public, cred că ar trebui luate mai multe măsuri de reorganizare, măsuri care ar fi trebuit deja să fie în implementare, iar cu sprijin, cu capital investit în această societate și cu un management echilibrat și bine focusat pe ceea ce înseamnă transportul intrajudețean, trebuie altfel de mijloace de transport, cu locuri foarte multe pe scaune, nu cu locuri în picioare, adică este de văzut cum vor gestiona astfel de probleme, dar da, cred că ar putea face față, v-am spus, cu foarte multe investiții, da, și bineînțeles cu un management foarte atent la ceea ce înseamnă transportul intrajudețean. Acum rămâne de văzut dacă autoritățile locale și județene vor ajunge la o înțelegere în ceea ce privește ADI mobilitate, astfel încât proiectul să poată fi implementat în cel mai scurt timp.